Mulțumim, Costin. Așadar, doamnelor și domnilor, aveți ce face în weekend. Puteți merge la patinoar, la grădina zoologică, dar aveți și bunătăți pe toate gusturile la târgul de produse tradiționale și ecologice de la agronomie în capitală. Vedeta bucatelor a fost un cozonac moldovenesc. Evident, la mare căutare au fost preparatele de post, prăjituri, borcane cu zacuscă de toate soiurile, conservele delicioase de legume, fructe uscate sau preparate în gemuri de telinci pe degete. Vă oferim din tot sufletul felii din cozonacul domnesc uriaș, pe care l-am făcut special pentru ediția din această zi. Da, mulțumim frumos! Cozonacul domnesc uriaș a atras toate privirile. Nu puțini au fost cei care au dorit să guste din minunăția preparată ca la botoșan cu multă muncă. Cei care nu au apucat să-l încerce au făcut rost de rețetă. A fost destul de greu pentru că fiind o cantitate foarte mare de cocă și umplutură se coace foarte greu și am avut două, trei tentative eșuate că s-a lăsat coca, dar a treia încercare a fost reușită. Și folosim doar ingrediente naturale, făină de la moară, lapte, lațe, țară, adevărat, ouă, nucă, cacao, arome naturale, lămâie, coajă de portocală, coajă de lămâie și esența de rom. Cozonacul n-a fost însă singura atracție a târgului. Tocănița de iepure, dar și mâncarea de pește, precum și carnea afumată, au atras oamenii cu aromele lor deosebite. Astăzi pregătim friptură de iepure și tocăniță de iepure. Noi o denumim tocăniță haiducească. Ce ați ales să cumpărați? Am ales o pastramă din pulpă, momentan, și o brânzică am luat de la intrare, momentan. Și ca au niște cârnați tradiționali. Pastramă de curcan, un pic de tobă, ăsta și cârnații tăiați și cu barda, cum zic dânși. Vă o atras atenția mai mult? Da. Și în general îmi cumpăr de aici produse pentru că sunt un pic mai bune. Târgul este deschis până duminică seară la agronomie.